După un an în care Deva este tot în beznă, iese la atac și războinicul întunericului, asociatul asociatului care face trotuarul prin Deva pe bani de bani. Și unde nu și-a umflat războinicul nostru pieptul dezvelit și unde nu a început să se bată cu pumnii în piept ca urangutanii, vorba lui Ide Sârbu în piesa Paiele și Măgarii, invocând motive de sabotaj și jocuri politice. Că de aia sunt străzi și cartiere în beznă în fiecare noapte, iar becurile ard pe tine. Timpul zilei. Din cauza furnizorului de energie electrică, zice războinicul întunericului, care stăpânește de ceva timp reședința de județ. Pe mii de devenii deranjează nerușinarea, nepăsarea, nepriceperea și neputința celor cărora le-au căzut victime și bombardează primăria din Deva cu reclamații, sesizări și alte asemenea țidule de care se ține cont cu greu sau deloc. Au simțit și simt în continuare că obrazul gros al șefimii urbei cu nesimțire și nepăsare se ține. De vreun an, iluminatul public nu funcționează așa cum trebuie în municipiul Deva. O recunoaște cu întârziere până și edilul șeful șef al urbei. Asaltat de critici și de supărarea devenilor, sătui să mai fie victime ale nepăsării și ignoranței, primarele și-a luat în sfârșit inima în dinți și a ieșit la rampă în postura de zmeu, ba chiar de războinic al întunericului, cu limba ascuțită, dar cu sabia cam tocită. De vină pentru întunericul din deva nu este asociatul de la trotuare, ci cei care furnizează lumina îl sabotează și fac jocuri politice, crezând că de la înălțimea norilor pe care plutește nimeni nu îndrăznește să-l contrazică, a ieșit la rampă cu o minciunică. Adică, vezi, doamne, el ar face, dar nu poate, dar nici pe altul n-ar lăsa. Și dă și scrie toate câte a pățit și a pătimit și cum a făcut el de a ținut noaptea atât de mult timp în deva. Însă nici adversarul de luptă, adică furnizorul de energie și nici alții, nu mai sunt deloc înspăimântați de războinicul întunericului, cel cu pieptul dezvelit și paloșul tocit. Așa că răcnetele de intimidare au devenit niște banale icneli mincinoase după ce furnizorul de energie electrică l-a contrazis, cu dovezi pe războinicul cel întunecos, că vinovat pentru bezna în care trăiesc deveni ar fi chiar asociatul care face trotuarul prin Deva, pe ban de ban și care a adus întunericul tăind cablurile cu sabia luminii. Până acum, din lupta aceasta, victorios a ieșit deocamdată întunericul din Deva. Că și războinicul întunericului, dacă ar fi ascultat mai bine de înțelepți decât de alții, ar fi aflat că e mai bine să fii un om de valoare pentru comunitate decât unul de succes. Și că omul se zidește sau se distruge singur prin el însuși.